10-12 ore. Cu excepția cazurilor când, într-adevăr, constructorul, și aici este vina constructorului pe care noi am luat măsurile, l-am și penalizat pentru treaba asta, nu s-a ținut de promisiune și a depășit programul anunțat dinainte. Și aici a apărut această neînțelegere care, nu știu, adică vreau să spun că nu se poate executa, ca să înțeleagă și cetățenii că nu. Nu este o chestie de neorganizare, este o chestie care trebuie neapărat făcută și nu se poate. La final nu se va ajunge la suma asta sau nu se știe? Păi nu, vedea la final cât este tot, că noi știm aproximativ, dar alea nu o să intrăm acum niște sume ca după aia să nu știe. Oricum 2,7 milioane se vor plăti. Că e vorba de cofinanțare. Da, se vor plăti, dar se vor plăti eșalonat în timp, nu banii jos. Deci nu faptul că s-a plătit până acum. Deci asta e categoric. Dar atunci hai să ne punem problema altă. Gândiți-vă dacă toate aceste lucrări, ceea ce cred că era imposibil de realizat, toate aceste lucrări se făceau pe banii primăriilor, fără aportul Europei, fără nimic, unde s-ar fi ajuns cu tarifele, unde s-ar fi ajuns cu banii, ce plăteau ar fi fost. Că noi avem 65%, 67% din toată finanțarea este europeană, era anticipată. Domnul Petrescu, eu reprezentant și mulți ani așteptim. Noi am înțeles la începutul comandamentul este destul de lucru. Adică să discutăm problemele care au apărut, cu toate că nu știu dacă trebuia să ne implicăm noi în cazul primăriei, pentru că primăria este implicată în contractul. Ea este cea de vreo, va fi proprietarul rățelor, va fi tot de avocat, am dat răspunderea beneficiarul final. Am zis până la urmă merge. Când am început să apară, o de invitație acolo să ceară prelungiri pe străzile fiecare. Nu am putea să participăm așa ceva și am zis, am propus să vină să ne întâlnim aici ori de câte ori este nevoie. Suntem dispuși oricând la dialog, fără nicio chestie. S-a continuat după aia comandamentele respective cu constructorii, care, lucru care eu zic că era benefic. De ce? Pentru că avizele de spargere și de astea au fost date de către primărie, constructorul, deci au contractul de primăria cu constructorul. Și erau de înțeles să se întâlnească, pentru că o perioadă lungă de timp orașul a fost spart, a fost așa cum a fost, nu s-a refăcut. Și era normal ca să se înțeleagă ei de ei, să vadă cum iau măsurile să vedea.